noua sală de ședință a Consiliului Local Urahăi. Am reușit cu ajutorul băieților din deservire și servicii să împropesc un spațiu adecvat, decent, care se pretează pentru ședințele publice, în general, nu să aibă numai ședințele Consiliului Local, să avem o sală de suficient cu nimic și alte ședințe, o sală pentru partide, când vor să se întrunească într-o ședință comună, să discute, să arătăm și noi ca o primărie care poate găzdui evenimente de tipul ăsta. Pentru care n-a fost făcută cu o firmă, a fost făcută cu materiale adiționate și cu munca lui Doru și a lui Costu Păpădaici, plus 2-3 băieți care au făcut muncă în frumos comunitate, Cosma Florin, Ionuț Bălan, care au pus umărul și au împlinit orele de muncă în frumosul comunității și aici zic eu că aici ceva drăguț. Ca o altă schimbare pe care o aduc la comunitate, începând cu ședința de astăzi, funcția de secretar general este exercitată temporar în baza dispoziției primarului de către domnul Pansiru Cornel, care se află în stânga mea. Am luat decizia asta și datorită unor excepții ridicate de fostul secretar Boris Petre la acțiunea pe care a pierdut octombrie în fața primăriei Gurabăi. Într-adevăr, există o prevedere în codul administrativ care spune că secretarul nu poate apăra în instanță instituția și ca să eliminăm orice știorism pe perioada următoare, doamna juristă o să fie cu juridicul, cu prezența în instanță, domnul Pansiru împreună cu mine ne vom ocupa din partea de secretaria, proiectul de hotărâre și tot ce ține de ședință din Consiliul Local. Pentru că săptămâna asta am avut o săptămână foarte, foarte aglomerată datorită fenomenelor meteo pe care le-ați văzut și dumneavoastră, care încă se desfășoară de raza comunii, predarea, primirea între doamna jurist și domnul Pansiru nu s-a făcut în totalitate, fapt pentru care procesele verbale ale ședințelor ordinare și extraordinare care au fost în luna mai, o să le supunem aprobării din bloc la următoarea ordinară, la fel și din restul de documente. Lucrurile au fost făcute din scurt și azi am avut comisie ISU pentru evaluarea pagubelor. Avem două rapoarte operative întocmite către Comitetul Județean pentru Situații de Urgență. Am fost cu ei în teren. Toată lumea a alergat într-un interes. Am avut și Comitetul Local pentru Situații de Urgență. A fost o săptămână grea, inclusiv sâmbătă am avut probleme cu apa plătinată, am fost acolo și am rezolvat o trecere la un podere care a fost dezlocat de apă. Astea lucruri care le corectăm în timp, nu ne prejudicează cu nimic. O să rog pe domnul președinte de ședință să intre în ordinea de zi a Consiliului Local, să dea citire ore de zi, să supună aprobări și să deschide ședința. Mulțumesc, primar. Bun găsit la ședința ordinară. Trecem la proiectele de pe ordinea de zi. Acestea sunt undeva la 12 în total. Proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea excluderii domnului consilier local Mihal Cevalerică de la lucrările Consiliului Local pe o perioadă de 2 ședințe consecutive. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de branșare, rebranșare pentru utilizatorii răuplatnici la servicii de utilități publice începând cu data de 1.7.2021. Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor, acordurilor cadru pentru achiziționarea produselor și prestare de servicii pentru derularea măsurilor educative la nivelul Comunei Burabăi. 4. Proiect de hotărâre privind constatarea vederii de drept a contractului de concesiune încheiat cu I.I. Rachel C. Simona. 5. Proiect de hotărâre privind soluționarea cererii numărul 206769 din 14.6.2021 formulată de către I.I. Rachel C. Simona cu sediu în Comuna Burabăi, sat Burabăi încinta, aceea pe județul Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții construire teren, sport, școală gimnazială, Temelia, sat Temelia, Comuna Burabăi. 7. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație a terenului proprietate privată Comunei Burabăi, suprafață de 2500 metri pătrați, situată în extravilanul Comunei Burabăi, zona rotundă, județul Bacău.
8, proiect de hotărâre privind concesionarea pentru licitația terenului de pășune privată a Comunei Gurabăi, suprafață de 2500 de metri pătrați, situată în extrabilan Comunei Gurabăi, zona Tebelia, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitația terenului de proprietate privată a Comunei Gurabăi, suprafață de 2500 de metri pătrați, situată în extrabilan satul Locunda, județul Bacău. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea hotărârii Comitetului Local pentru situații de urgență al Comunei Gurabăi, numărul 1 din 2021, privind stabilirea unui plan de măsuri pentru îmbătrânirea efectivelor fenomenelor hidrometeorologice manifestate pe raza Comunei Gurabăi, cu precădere în perioada 18.6.2021, 20.6.2021. 11. Proiect de hotărâre privind darea în folosință cu titlu gratuit a imobilului dispensarul mare din satul Dumbrava, Comuna Gurabăi, către cabinet medical individual, dr. Matache Luminița, pentru prestare de servicii medicale. Și 12. Diverse. Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere? Abținere. Trecem la primul proiect de hotărâre de ordinea de zi, privind aprobarea excluderii numărului consilier local din acea adică, de la lucrările consiliului local de operatele două ședințe consecutive. Să scrie la cuvânt, domnul primar. Da, domnul primar. Mulțumesc, domnul președinte. Așa cum reiese din materialul de ședință, un grup de consilieri locali, PSD, împreună cu mine ca inițiator, am decis să nu mai acceptăm comportamentul de la ședințe de consiliu local, domnul consilier local Mihacea. Față de ultimele două ședințe, știți foarte bine că domnul Mihacea nu răspunde la interpelările domnului președinte de ședință, dă replici cine întrebat, să ia discuții cu oricine îi pică la îndemână, fără să respecte nimic procedural. Totodată am primit și din rândul cetățenilor și din rândul cunoscuților semnale că acest tip de comportament dominează instituții Consiliului Local Gurabăi, pentru că sunt multe persoane care urmăresc ședințele filmate de către Exclusiv TV. Și atrage o pată neagră asupra modului de desfășurare a Consiliului Local, mai ales pentru faptul că la 27.09.2020 Comuna Gurabăi a votat în consecință și a spus că dorește un alt tip de politică la nivel local. Fapt pentru care m-am aliat împreună cu cei 6 consilieri locali ai PSD și am inițiat proiectul de hotărâre exact așa cum îl aveți dumneavoastră la material. Da, mulțumesc. Am trebuit să scrie la cuvânt. Domnul Gacea. Domnul Gavante, la mine de-a dreptul, dar e pe care urmă ca să atâta. Hai să ridicăm una acum. Vreți să vă răspundeți domnul Totarul? Haideți, domnul Totarul. Eu nu știu deaptă cu proiectul acesta de hotărâre. Suntem colegi. Totuși, cred că ar trebui și domnul Ioacea, chiar și noi am fost destul de toleranți cumva. Într-adevăr, nici eu nu prea convine că ascult pe toată lumea și vreau și fiind și eu ascultat la rândul meu. Dar totuși, două ședințe e cam mult. Da, consider că mandatul de consilier îi l-au dat alegătorii și nu suntem noi în măsură să luăm acest drept. Da, la amendamentul domnului Gaman, vă spun că sancțiunea este prevăzută de codul administrativ, deci are o bază legală, nu este o sancțiune inventată. Dacă ați urmărit și ședințele Parlamentului, ca fost decizional, există sancțiuni pentru fiecare parlamentar în parte care nu respectă legea. Am văzut foarte bine că doamna senator Șoșoacă a fost sancționată pentru faptul că nu se pliază pe procedurile codului administrativ, respectiv procedurile legale. Două, nu am stabilit eu pe două. Așa scrie codul administrativ, așa am luat sancțiunea din cod. Am înțeles. Ați scris la cuvânt? Domnul Gaci. Mulțumesc mult pentru atenția care mi se acordă. Mă simt așa, nu mă urit, nici o rugat. Mă simt jignit. Păi, fratele de aceștia de picii cu Ceaușescu. Nu am drept la opinie proprie,
vă rog, menționez în mod oficial că voi contesta acest proiect de hotărâre. Toate înregistrările care s-au făcut, n-am zis pe nimeni, la fiecare proiect de hotărâre, n-am spus păsul asta, nu înseamnă că eu m-am băgat peste cuvântul doamna X sau domnului de. Nu. Dar am dreptul la replică. Pot vota sau nu pot vota. Asta înseamnă democrație. Eu nu sunt Hitler. Și nici dumneavoastră, domnule primar. Am înțeles că vă deranjează. Știu. Dar să rețin un singur lucru pe tinerețea, mare nevoie de experiență de viață. Nu putem veni în poziție local și să votăm ceea ce vreți numai dumneavoastră. Fiindcă eu nu voi considera niciodată și vă rog cu treabă să se stabilească în mod democratic cât drept are în minute vorbim de exprimare, cât timp și se poate, fiecare dosie pe care poate să pună părere. Dar de mandatul meu plecau cei de la PSD, plecau câte 6 de ședințe. După am zis, tot mai vineau din loc. Nu i-am mai dat afară, pot să vină, nu votau sau nu votau, spunea și că lasă, votează în față și la prima, nu mai votez proiectul de hotărâre, s-au întârziat proiecte de hotărâre. Deci proiecte pentru comună s-au întârziat, pentru comună s-au întârziat, pentru luni de zile. Și totuși a fost decizia lor. Noi am împușcat, ne-am băgat în camere de, de gazare la ospiți. Ba, nici nu am spus că i-am nu este o problemă, asta este altceva. Solicit în mod oficial dreptul de a mă apăra cu înregistrări. În nicio înregistrare nu veți vedea că Valerie Mihacea a fost pe domnul Pamploare sau pe domnul Marian Văsit. Dar dacă dânsul nu are nicio, nimic de spus, eu am ceva de spus. Și chiar dacă de dumneavoastră vă supără, chiar și acum am de spus. Dar o să spun la diverse. Știu sigur că m-am votat legal, știu sigur că am avut bine de pomul și eu vreau în continuare. Nu voi fi sub apucul nimănui, pentru că sunt consilier local. Am demnitatea și onoarea mea și vreau să fiu respectat. N-am întrerupt-o niciodată și vreau cu aia, cu solicita marcă din instanță și stau cu un subcerință acasă, două luni, dar vin aici. Nu putem nimic când dă voie legea ca ce plăcea și să vedem dacă legea va spune că trebuie să plătiți indemnitatea în Consiliu, pe proaie, și pe eura la primărie. Eu sunt sigur că zâmbiți, domnul primar, foarte bine faceți. Eu sunt sigur că nu am dat pat cu nimic, nu am dat nimănui în cap și n-am zis pe nimeni. Acesta este punctul meu de vedere. Ceilalți consilieri vor lua decizia care pot, dar cu rezerva dreptului de a primi în mod oficial înregistrările și pe faza înregistrărilor vom vedea dacă eu am venit pe cineva sau dacă eu nu am voie să mă opun la un proiect de hotărâre care spun nu faceți pasivă, faceți zi. E dreptul meu, e opinia mea și este dreptul meu la exprimare. Vă mulțumesc și încerc tot. Cu mențiunea la următoarele ședințe să se aloce fiecare consilier un anumit număr de minute. Și nimeni nu are voie să bate peste el, spune omul ce vrea. Suntem de acord, nu suntem de acord, dar nici nu mă spuneți mie așa și astea, e o poziție de drept. Da, domnule, e dumneata, vreau eu să votez că vrei dumneata că mă dai afară. Nu, este complet greșit și o mentalitate de totalitarism. Am fost pe Chirilu Ceaușescu, a fost și Hitler, am fost mai mult. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul primar, vă rog. Proiectul de hotărâre nu se referă la modul de a vota a nimănui. Fiecare votat cum o crezut de conveniență, de la începutul mandatului până acum. Nu cred că vreodată am spus cuiva votează așa sau nu așa, sau tu așa sau nu așa. Se referă strict la faptul, de asta vă mai amintiți sau nu vă mai amintiți, la ultima ședință nu ați respectat nici indicații președintele ședință, v-ați luat la contraziceri și ați intrat peste doamna Iunache. Replica dumneavoastră este lăsați voi copii că nu mă învățați pe mine la 66 de ani. Nu vreau să vă învăț nimic. Eu vreau să vă spun că există un regulament de ședință pe care dacă vreți să respectăm, mă respectăm. Dacă nu, ca peste tot, există și o sancțiune. Asta e sancțiunea pe care eu am propus-o și pe care, la care nu fac rabat, pentru că v-am spus, imaginea noastră ca și autoritate locală în exterior
datorită faptului că aceste ședințe sunt filmate și le mai vede lumea, are de suferit pentru modul cum se desfășoară ședințele și pentru haosul și discuțiile în contradictoriu fără să se respecta nicio minimă regulă. Și, în general, sunteți cel care le promovați. Cel care este judecat are ultimul, da? Așa se spune, ultima țigară, da? Domnule primar, deci aici, ca să rețineți dumneavoastră, nu este pe pagina dumneavoastră de Facebook, care om vă dă ceva, o replică sau că judecă sau că contrazice, îi închideți prietenia. Aici este Consiliul Local al Domnului Gravei. Cu jurământ, nu am interpelat pe nimeni, nu m-am băgat peste cuvântul nimănui, ba dacă apreți, dacă mi-aduc foarte bine aminte că am o memorie foarte bună, Doamne, înainte când ai atunci, chiar am apreciat-o că era cu treaba cu grijă la terenul de sport. Și chiar am apreciat atunci, nu am avut contradicții cu doamna mea. Doamne, dacă pot cu interpelare mai veche, cu o postare pe Facebook, asta e cu totul acela, pagina mea de Facebook și facem lăbuia. Exact cum face și dumneavoastră, știți pe care nu. Dați-mi voie să vă dau replica pe Facebook să vedeți, că nu chiar cum spuneți dumneavoastră. Bun. Sunt la deci prima ședință care am avut-o din Consiliul Local, s-a stabilit pentru fiecare consilier 2 minute. Așa s-a stabilit la prima ședință. Asta și ne gândim la un moment dat prea puțin 2 minute, 4 minute, mă rog, 5 minute, 5 minute, 2 minute de înainte fiind să citești o ordine. 5 minute nu e nici o discuție. Alteți greu la cuvânt? Supun la vot proiectul numărul 1. Cine este pentru? O rugăminte, mai dat. Domnul reprezentant asistă, dar nu votează. Vă rog frumos să se menționeze în procesul verbal. Am mai de mai multe ori. Poate că doamna are rol consultativ. Păi, dar nu le din... Am înțeles, nu se ia în capul. Dar vă rog să menționeze, că tot vreau votează. Asta vine cu ei. Eu vreau de tot acolo. Trebuie mă bucur. Da, dar să nu mai voteze, că promovinția mea să respectăm legea, dacă totul respectăm. Cine este împotrivă? Da, la 3. Abțin, mă abțin. Abține? Eu. Mă abține. Mulțumesc frumos. Urmă. 10. 10. 10 pentru? 3. 3. 3 pentru și abține. Trecem la proiectul numărul 2? Un proiect din hotărâre trecut și a dat la ordine la comunitate, domnul Mihal, ce este spus. Propun suspendarea ședinței până la părăsirea sede de domnul Mihal. Și n-am dreptul să fac contestați? Da, puteți face 5 zile și... Deci eu contest proiectul de hotărâre la prefectură. Poftiți, domnul, da, domnul proiectul numărul 2. Mulțumesc frumos! Trecem la proiectul de hotărâre numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de debranșare, rebranșare pentru utilizatori rău platnici la serviciul de utilități publice începând cu data de 1.7.2021. Înscrieri la cuvânt, domnul primar, vă rog. Da. Faptul că serviciul de utilități publice merge bine și nu avem restanțe, nu avem probleme, parte din cetățeni, fie pentru faptul că nu se adună atât de mult în fiecare lună, vin și plătesc când ce-aduc aminte. Problema e că în momentul în care nu respect termenul de plată, încep să curgă niște penalități și pe care nu prea pot să le plătească. Și s-adun 300, 400 de lei, 500 de lei. Am propus și o măsură de sancțiune, că dacă ar face așa toată lumea, nu mai vei certa apa după aia. Și am propus doar o taxă de rebranșare. Deci n-am pus taxă de rebranșare. Când am amestit principiul că ăla așa are datorii, îmi fac și o taxă de rebranșare, îi dublez datoria. Nu, n-am pus taxă de rebranșare. Doar pentru cel care este rebranșat, va fi o taxă de rebranșare de 300 de lei acolo stabilit. Iar datoriile mai mari de 300 de lei. Nu e o sumă mare, dar nici mică. Și contează când trebuie să plătim facturi la rașă. De acum vine vara, consumul crește. Până acum eram undeva la 1.500 metri cubi, undeva la 4.000 și ceva de lei pe lună.
Da, e bine. Numai că când încep să uite unii și alții, unul la mână ne încărcăm noi cu proceduri de urmărire. Trebuie să avem grijă să-i trimitem notificări. Cheltuim alți bani cu alte cuvinte ca să recuperăm sumele respective. Așa mai bine pentru o hotărâre de consiliu local, omul va fi notificat cu 50 de minute, deci nu mă duc la el și echip de capometru așa, fără stămânță, va fi notificat, va lua la conștiință, are un termen de plată. Dacă în continuare vei pot să se plătească, va fi de oraș. Mulțumesc. Așa e peste. Domnul Dar, vreau să vă revite factori. Da, bineînțeles. S-au percursul precedent, cât au index la zi, tot cum prevede legea serviciului de utilități publice. Omul știe, deci gândiți-vă că așa, am două zile pe săptămână în care băiatul umblă, citește conturii, mai am încă două zile pe lună, scuzați-mă, în care băiatul merge la fiecare poartă și îi pune factura în poartă. Nu poate să spună nimeni că nu a avut la cunoștință că toate care îi. În general, nu sunt sume mari, dar omul când fie sume mari, uite să o plătească. Și atunci aminte peste 7-8 numări ca mapa. Și că mă duc la apă, ai de plătit 250 de lei curent, dar mai e încă 50 ceva de lei penalități. Dar nu le plătesc. N-am ce să fac. Asta e codul fiscal, nu am făcut eu. Deci, trebuie să, după aia, să intrăm o procedură de urmărire, ei mă costă. 8 lei notificare că trebuie la casă ca să ia lucrurile cunoștințe de tare de plată. Mai cheltui o dată, în consumație și un titlu executor. Și abia după aia mă duc și îi fac oprire. Eu zic că măsura e mai simplă. Mă duc, i-am închisat, a frumos, i-am făcut proces verbal de sigilare a ajutorului. Vine achită 300 de lei și debitul restant. Nici nu mai curg restanții, deci nu mai curge în continuare, nu mai crește debitul. Și îl duc și mă repede, îl sensibilizez pe om cu o măsură de tipul ăsta, zic eu. Da. Nu sunt foarte mulți. Deci nu vă gândesc că sunt foarte mulți. Nu dar nici vreau să creeze așa un fel de... Știți, mă învăț. Îl învață și pe vecin, îl învață și pe celălalt și mă întrezesc cu o jumătate de populație. Fac cu ea un termen de plată, dacă nu înțeles. Păi și pe noi, furnizorul, noi am plătit până pe... Da. Băga penalități. Da. Și cunoștie. Dar cum se întâmplă la scară? S-a demarat procedurile de sigilare a pătoarelor. O să vă spun la diverse. În tot ceea ce privește alimentarea, ca la diverse. Vreau să vorbim la un cap de proiectul de hotărâre. Da. Trebuie și când făcut. Poți mată cu aia, omul l-ai debranșat și aia la spate. Brașa și pe nașa. Știi, asta e furt. Odată ce-i sigilat, ai vrut sigilat. Aveți câteva cuvânt? Nu. Bun, mulțumesc. Până la vot, cine este pentru? Împotriva? Abținere? Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor sau acordurilor cadru pentru achiziționarea produselor de prestare și servicii pentru derularea măsurilor educative la nivelul Comunei Burauie. E vorba de celebrul program Corn și Lapte, pe care doamna Ignatiu știe mai bine. Pe noi cine întreabă, de fapt, și de drept? Ne întreabă dacă ne asumăm noi organizarea unei licitații și a proceduri de atribuire. Deci asta înseamnă să ne alocii sumii, noi să ne chinuim cu aplicația sau o lăsăm atitudinea Consiliului Județean să o facă în sistem integrat în toate OAT-urile. N-ar rost să mă complic eu cu asemenea proceduri care oricum e greoare. Când pot să las integrat, va fi probabil un singur furnizor pe totul Bacău, desemnat cu licitație publică de către Consiliul Județean și nu avem de treabă cu nu ne complicăm cu nimic pe partea asta. Adică ei, cum ar veni, mă întreabă dacă vreau să mă complic sau nu vreau să mă complic. Și eu spun sincer că nu prea vreau să mă complic. Mulțumesc. Alte scrie la cuvânt? Bun, la vot. Proiectul numărul 3. Cine este pentru? Împotriva, abține. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind constatarea rezilierii de drept a contractului de concesiune numărul 10.524 din 9.8.2018, încheiat cu Rachelu Cesimon. Domnul primar. E vorba de lotul 8, un CAP, unul dintre două CAP pe care le mai dețin.
concesionarul de acolo a făcut o cerere, o adresă la, la dosarul ședinței, în care solicită rezilierea contractului, pe motiv că nu mai poate derula investiții, ar fi vrut să depună pe fonduri europene, n-a depus, oricum un contract de concesiune avea o obligație legală de a desfășura activitatea economică a lor. Domnul sau doamna administrator ne-a transmis o solicitare, dumneavoastră se află plecat în Suedia, acum sau undeva în pe un contract care expiră în luna septembrie și ne-a rugat ca să emitem hotărârea începând cu 1 a 10-a, eliberarea spațiului. Așa scrie și cererea în material. Acum, mare lucru, nu știu cum să vă spun, tot durează o licitație acolo, tot, cam tot acolo ar fi termenul, nu, nici nu ne încurcă, nici nu ne avantajează, nici nu ne dezavantajează, dacă îi dăm începând cu mâine, oricum are un termen legal ca să-și ia bunurile de acolo, orică dăm cu 1 a 10-a și găsim bunul gata de predat, mi se pare cam același lucru. Decizia la dumneavoastră, dacă vreți de 10 sau de la 1 a 7-a. Nu, 10-a. Am înțeles. Deci propunem un amendament la proiect de... 4. 4. Sunt același lucru. 4. Dar trebuie dezbătut timp de vreo. Dar vă pune din 1 a 10-a. La cuvânt? Nu, 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 cu amendamentul 1 a 10-a, da? 5. Proiect de hotărâre privind soluționarea cererii cu numărul 20.679 din 14.629, formulată de către Racheu Cesimuna, cu sediul în Comuna Curavlăi, sat Curavlăi, din cinta CAP, județul Bacău. Domnule primar? Da. La paralel cu cererea de reziliere, a venit și cu cererea de acordare a unei sume pentru investiții. Chestiile astea în fața Curții de Conturi sunt foarte sensibile. Nu poți justifica o investiție doar prin o adresă scrisă. Așa vă spun și eu că am investit 2 milioane și dați-mi și mie bani. Trebuie să ai în spate niște documente justificative. Știți că la doamna Matache la dispensar am avut facturi, am avut niște chitanțe, adică ne-am avut de ce să ne legăm. De când aici domnul sau doamna administrator este o simplă afirmație. Nu putem, în opinia mea, acum, dumneavoastră, vezi hotărâre, nu putem să acordăm sume de bani pe vorbe. Câte vreme la dosar, la cerere, anexă, și am avut tot timpul, ați spus că am putut corespondență la acesta cu doamna. Vă rugăm să ne spuneți documente justificative. Adică nu am, nici nu am dispus din stat pozitiv, dar nici nu m-am declinat atât de tare bucuros să-i dau 4.000 de lei, pentru că știu cum pot putea de contul problemă. Până la data ședinței vă spun că nu s-a depus nicio factură pe ei, fapt pentru care am făcut proiectul de hotărâre care respingerea cererii. Deci nu am un document justificativ care să ateste faptul că în acel bun al primăriei s-au investit 4.000 de lei. Iar când nu am acest bun, această dovadă, eu personal nu o văd în regulă să dăm 4.000 de lei, pe, ca așa spune cineva într-o lucru. Dar când se investește, se duce să ia facturi, se pune la actele contractele. Exact. Da. Și când cerea, eu personal am vorbit cu administratorul și mi-a mărturisit faptul că nu are nicio față. Să nu poți să dai bani tot frumos. Da, eu propun, deci în proiectul hotărârii este respingerea cererii. Eu așa propun ca primar, Consiliul Local hotărăște în consecință, dar vă spun că e sensibil. Suntem de acord, atâta timp când nu există facturi. Da, nu mai am hotărârii. Am trebuit să scrie la cuvânt, dumneavoastră? Mă gândesc că totuși, dacă s-au franșat acolo, costă niște bani, chiar să trazi și apă sau aia. Nu-i rău dacă a tras. Rău este că n-are documente. Cine ți-a tras să aibă ceva care să justifice, că știm toată lumea asta. Faci un brașament, costă niște bani. Dacă a lucrat la negociunare, n-ai cum să-l plătești. Hai să vă mai spun un lucru, domnul Mincanu. Nu era consilier mandatul trecut. Domnul Dădaru știe bine că a modificat o hotărâre de Consiliul Local.
în sensul că primăria asigură utilitățile și am tras referentul pe banii primăriei. Adică mari investiții, mă înțelegeți ce vreau. Vreau să mai întâlnesc. Înseamnă că vreau numai pentru apă, branșamentul la apă? O să dea acasă, nu investi din bani. Așa că nu uite, e vieță de care. Dacă ceva are de vieță... Păi investește aici pe acolo și în fiecare an să faci amortizare. Mă feresc ca să dăm bani așa ușor, fără documente justificative, ca în viitoare avem cu tăi. Confuză de unii spune. Nu ca acum că eu sunt mare. Da. Poate trebuie să o dai mai degrabă aia. Până la zi, persoana am cam mici. Am văzut că a dat bani de lume nouă. Care ați mâncat? Ați mâncat? Păi mâncați! Aveți câteva cuvânturi? Da, pe de mai domnul Mihal Ciocu. Da, da. Să pun la vot proiectul numărul 5. Cine este pentru? Mergem la proiectul numărul 6, proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții, construire, teren, sport, școală gimnazială, Temelia, sat Temelia, comuna Gravei. Domnule primar. Intrăm în, să zic așa, în ceea ce am aprobat în ședința de buget, un pic luat prin surprindere. Dar, într-adevăr, pot să confirm și eu cred că poate să confirm toată lumea că prețul a luat o rată. Deci au crescut prețurile. O bolă deosebită, era 33 de lei, este acum 99 de lei. Vă deci, s-a... Față de ce am estimat noi inițial, ne-am aprobat în ședința de buget 300.000 de lei pentru terenul de sport la școala Temelia. După cum ați văzut, devizul generat așa pe material de ședință, ne apropiem de 4.400.000 de lei pe tot. Construcții plus montaj pe 1.500.000. Într-adevăr, diferă puțin proiectul față de cel la școala Temelia. De la școala Dumbrava, scuze. L-am aici, numai că l-am copiat la 3 de mai complicat, că nu prea avem logistică. Implică așa o alee de străpungere de la școală de sus în jos, o alee pietonală și niște tribune numai au luat de pământ. Cam asta ar fi diferența. Deci costurile tribunelor, să știți că nu ridică foarte mult proiect, dar în plus sunt 20.000 de lei sunt în plus față de Dumbrava. Acum ne permite și spațiu mai mult decât ne așteptam. Să mai tai, ce să mai tai? Ce să-i spun proiectantului să mai dea jos? Dăm tribunile jos, dăm în 3 miliarde de euro. Dăm, ce mai dăm, o alei pe tonală? Nu am știut ce să mai tai. Avem bani, o să vă spun și de unde avem bani. Consider că ăsta e proiectul, ăsta e terenul. L-am promis toți și în campanie și în ședința de buget. E un punct care trebuie să-l bifăm, l-am asumat și trebuie să-l ducem la bun sfârșit. Așa că vă propun aprobarea indicatorului tehnico-economic și cu sume din deviză general ca să putem intra în etapa următoare. Eu votez una dacă aveți nocturnă. Urna va fi asigurată din lămpuri fotovoltaice. Alte înscrieri la cuvânt? Dacă tot ne-am asumat, acum e un pic diferență între ce am văzut noi fără studii, fără nimic și ceea ce avem acum, eu zic că este ok să votăm, pentru că n-ar fi pentru 2 lei să nu mai punem acum la... Nici noi ne-am așteptat. Și cred că e cel mai bine și prevăzut cu tribune și cu tot ce trebuie de la început, că alta e când... Da. Începi proiectul și o faci cap coadă și alta e când faci bucățele. Mai facem și o tribună, mai știu un scaun și nu mai știu ce. Tot tribunele sunt în exteriorul locului de joacă, nu stă nimeni pe teren să se lovească, sunt protejat. E gândit bine și cred la bun început. Nu ne-am așteptat, dar recunosc nici eu de domnul Cățelu. Când m-a spus proiectantul, prima ofertă, băi, mi se pare cam mult. Nu cum am, vă spun sincer, prețurile au luat o rază. Da. Deci o rază. Gândiți-vă, 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 Mulțumesc! Sunt, da, mă bucur pentru proiectul care face la Temelia. Adică eu sunt consilier cu 2-3 mandate, tot timpul s-au dat bani în buget, pentru Temelia nu sunt bine, stau la. S-au luat tot timpul, s-au dat, s-au luat bani. Dar de-a bani la Temelia acolo, dar acum eu când era, hai să luăm de la Temelia sau dacă nu la dumneavoastră. Foarte bine, s-au desigur la primară, care a spus și face și lucrarea. Vă felicit. Tot eu am spus și când era cu domnul Mihalcea, să puneau bani la Temelia, dăm pentru școală. Imediat, la semnul sub 2 sau 3 să luăm bani, să chiar chiar. Până ajungea, ei n-au avut treaba. Nu vrea să facă. Cred că vreți să treacă și vreau. Costul nu-i spune.
Așa. Era și votul de la temelia, domnul. Cu votul nu, de pe atunci nu se făcea nimic. Acum se face foarte bine. Un exemplu bun este la Dumbrava. Cum făcea domnul Mihal, ți-a dat ducem aminte de rubrica diversi diversi. Hai să vorbim de proiectul de hotărâre. O simplă rapidă, am zis așa. Nu, trebuie să punem aparat. Termină de gen, bine, am primat proiectul de mod să terminăm anul ăsta. Și cu tribune, dacă e un pic mai mare, avem loc. De exemplu, el chiar dacă acolo la Dumbrava, cei care se dau pe mace, chiar lângă gara, te mai lovește. O leacă de tribune e minunat, nu mai ferici. Este, este mai mare ca celălalt. Este mai mare și foarte bine dacă ar fi în momentul când gardul, gata, un metru, un metru și ceva față de teren. Având în vedere că sunt și tribune, și mai bine. Oamenii, copii care vor veni, stă în tribună, nu stă chiar când. Trecem la proiectul numărul 7, proiect de hotărâre privind concesiunea prin licitația terenului proprietate privată a Comunei Gurabăi, în suprafața de 2500 de metri pătrați, numărul cadastral 60257, situat în extravedanul Comunei Gurabăi, zona rotundă, județul Bacău. Domnul președinte, dacă dați voi, aș vrea să vă propun aprobarea în loc a proiectului 7, 8 și 9, ca același obiectiv toate trei, o să vă explic într-o singură dată, ca să nu mă repet de trei ori. Dacă sunteți de acord, Consiliul Local, să aprobăm în bloc cele trei proiecte? Da. Din timpul fostei administrații, în zona Rotunda, a dezvoltat un interes pentru o anumită unitate privată, s-a montat un turn tester de vânt, iar rezultatele au ieșit pozitive. Fapt pentru care aceeași entitate ne-a solicitat, conform adresei pe care v-am atașat-o material în ședință, ne-a solicitat concesionarea prin licitație a trei terenuri care fac parte din domeniul privat acolo. Păi, le aveți identificate, unul în cel ultravilan, unul la unul extravilan, unul la unul în zona de venire suspiblea. Am făcut evaluare. În schimb, vreau să vă spun că la două din rapoartele de evaluare, faptul că în zonă, la fel, nu există piață imobiliară, mi-a ieșit un preț foarte mic. Și legea ne dă voie, ca prin Consiliul Local, să mărim redevența, nu să o micșorăm. La unde rapoarte de evaluare aveți o sumă de 45 de lei pe an. Vă spun sincer că m-a costat dezlipirea 7 milioane. Dacă part 7 milioane la 45, nu amortizez cheltuiala în perioada de investiții. Haideți să fim și un pic pragmatici. Eu știu că nu vor vine așa să stabilim noi sume. Dacă tot vreme stabilești în plus și ne stabilit în minus, n-ai nicio problemă. Deci evaluarea e sfântă, dar eu ca și Consiliul Local nu mă gând ieftin, dacă vreți să mă înțeleg. Pentru că acum am 100 de lei pe an mult. Dar dacă vine vreodată o poze din contul și spune domnul primar, dar ce-ai câștigat după urmă concesiune? Că tu ai cheltuit mai mult decât ai primit. Am lăsat la un proiect de hotărâre 1500 de lei, cel din Travila Rotunda, pentru că avem o altă evaluare lângă unui turnul de vânt și omul plătește, s-a licitat pe 3000 de lei, deci acolo a fost e jumătate în suprafață, se bate perfect. Dar celelalte două luni, cu când ne costă actele cadastrale, umblatul, licitația, anunțul la monitor, atribuire, eu nu scot investiția. Dezmembrare și tot ce mai e la notar. M-a spus 700 de lei am plătit la notar. Am zis, hai să fim un pic pragmatici și dacă domnul evaluator ăsta 45 de lei, eu am pus 100 și unul a spus domnul evaluator ăsta 50, eu am pus 900. Nici eu nu mă îmbogățesc, nici domnul de la firma respectivă nu va să răcești de faliment. Suntem și noi acoperiți în fața controlului. Domnule, câștigăm 10 lei pe an din concesiune, dar câștigăm, nu pierdem. Ca și investiție, este centrală electrică eoliană de 85 MW, este o conexare a mai multe turnuri eoliene în care vor da energie electrică în stația Bățești. 85 MW? Da. Propune cineva o sumă?
Da, costul de întrebare. Nu, eu am lăsat sume din materia de ședință, adică le-am modificat în partea raportului primăvară. Prin proiect de hotărâre sunt asumate pe termen, cum adresa de asumi și Consiliul Local. Am înțeles. Atunci, să punem la vot proiectul numărul 7, 8 și 9, toate 3. Cine este pentru? Mulțumesc. Trecem la proiectul numărul 10. Eu nu scos vot, e dat oară. Nu mai vot, e dat poți vota, dar votul este consultativ, dar se consemnează procesele. Dacă și trebuie să mă dedice, mă. Trecem la proiectul numărul 10. Proiect privind aprobarea hotărârii Comitetului Local pentru situații de urgență al Comunei Muravoi numărul 1 din 2021 privind stabilirea unui plan de măsuri pentru înlăturarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice manifestate pe raza Comunei Muravoi cu pregătire în perioada 18-6-2021 și 26-2021. Întrebare? De că toată lumea a văzut ce a fost în ultimele săptămâni, că nu se mai oprește ploi, nici astăzi s-au oprit ploi. Am avut o perioadă foarte, foarte aglomerată, am stat în codul de portocalie, am avut să cu Roșu la un moment dat. Am întâlnit Comitetul Local pentru Situații de Urgență pe data 22 și am stabilit unele măsuri în vederea pentru înlăturarea efectelor care s-au produs. Și acum că am stabilit un plan de măsuri, sunt foarte pompos, dar n-am stabilit nimic special, ci pur și simplu am consemnat într-un act administrativ faptul că drumurile comunale din aceste întreținere, pentru că toate sunt din palastru, vedeți cum au ajuns. Cred că deja vedeți că eu deja am pus în aplicare, vizând pe bună credință posibilă. Nu fac ceva rău, fac ceva bun pentru comunitate, ați văzut în capăta, utilajele deja lucrează, am adus autogrederul. Pentru știu că merge greu, dar nu vreau să iasă buleagă, trebuie să mă înțelegeți. Toată lumea mă critică, bă, că e rău pe acolo, e rău peste tot, e rău peste tot, eu recunosc. Dar asta înseamnă lentoarea lucrurilor care s-au mișcat în 8 ani de zile. Nu un șans, nu o tăiere de vegetație să o suce mai repede terenul, nu făcute lucrurile calm, calculat și cu cap. Noi acum o luăm de la zero. Am terminat astăzi capăt, am amuriția la Dorel Chelmuș, acolo vom interveni, nu trebuie concasat, nu trebuie piatră de zăvoi, pentru că acolo e la zona agricolă, la morcotețului și... Da, vom interveni acolo cu piatră de zăvoi și suntem terminată cu capăta și noi mulțumite și zic eu că ieși bine. Lucrăm cu autogrederul, două bulbe scapatoare și o autobasculantă. Băieți, o munciți la 42 de grade și la 38 de grade, cred că i-ați văzut în capăta zi de zi, săptămâna trecută, care a fost o săptămână foarte toribă din punct de vedere meteorologic. Am băgat astăzi grederul pe câteva uriți în Dumbrava, care la fel necesitau atenții. Mâine grederul pleacă în Bătânata, astăzi a fost iar grederul în Bătânata. S-a rupt drumul de la biserică tot. Trebuie intrat în regim de urgență, am achiziționat și concasat și o să mă întrebați de ce. Noi aveam concasat, dar la ce, cum s-au stricat 75 km de număr comunal, nu face față cu concasoare să facă pentru toate. Noi lasem, facem din timp, cum am făcut în Oana, le luam fiecare uriță în parte și pregăteam concasat. Asta au fost deodată pe toată comună. Am luat 1000 de metri cub de concasat 032, pe care tot așa vom împrăștia pe drumurile comunale. O să ajungem pe fiecare uriță, pe fiecare străduță în parte, dar fără dată. Asta să ne spuneți oamenii. Nici că ne-au făcut nu vrem să facem buleagă. Asta e pe ordinea de zi. Uitați-vă, băieții, o parte taie, dau la o parte, să mă supără lumea, nu știu când ține la cracul ăla, la pomul ăla. Credeți-mă, faptul că dai creangă la o parte, să usucă mai repede. Trece soare mai ușor. Ați văzut ce frumos o creionă agrederul șanțurilor, pentru că a avut timp în capăt. Șanțurile contează foarte mult. Degeaba fac drum dacă nu fac șanțuri. E de prima dată să fac șanțuri. Deci degeaba am făcut drumul și oră, dacă nu, dacă o plouă toată o zi. Frumos, cel puțin mi-a văzut aia pe la foc acolo. Așa a fost șanțuri. Știu că lumea vrea repede. Repede, din multe ori, nu înseamnă și bine. Și asta trebuie să înțeleagă. Nu înseamnă bine. Repede înseamnă din multe ori prost, buleadă și trebuie să mă întorc încă o dată, poate o săptămână, două. Așa prefer să fac o dată și nu mă mai întorc. După aia să putem lucra la șanturi și ce avem de făcut. Iar asta e despre asta e hotărârea Comitetului Local. Pentru obiectivele celelalte trecute în rapoarte operative, am avut comisii ISU astăzi, s-au întâlnit comisia situația de urgență, au constatat ceea ce am spus eu, eroziunea malului stâng nu e o măsură care să suportăm din bugetul local, o să facem un proiect de lucrări în primul urgență, niște podeți împătrânate care s-au dislocat.
Ălea sunt separate, nu ne permite nouă bugetul să le țin. Dar ce putem face noi pe buget local? Și avem și bani, avem 150.000 la transport. Pe așa am aprobat, n-am cheltuit un leu până acum. Am luat grei de ruși cu un casat. Tot pentru comunitate, tot ca să vadă lumea că interveni. Și o să intervenim. Ați descris la cuvânt? Da. Dacă tot suntem cu... După ce terminați pe la capăt, ce mai aveți, că n-are rost să-l facă marș utilajele acolo cu acest să plimbe toată ziua. Deci să știe de ani de zile, să știe consiliere și sunt puncte cheie în care sunt probleme mereu când plouă. Le știți și dumneavoastră. Ar trebui, după ce terminați, să le luăm o leagă. Să luăm șanțurile alea, că dacă așteptăm și vine o ploaie ca lumea, după aia toată lumea iese drum și începe tâmbălău. Sunt Eva, ciuroapă la grădina, sunt multe. Am zis că decolmatăm, facem trece. Acolo zic să ne dă voi... Și aici, doamna Lucica, la Troica, aici așa. E traversarea pe sub șosea până la Buș și la Buș făcea spre domnul Radu, spre grădiniță și ducea apa. La trot. E înfundată. Trebuie de formatat și aia. N-au fost proști cei care. Și la Bulgar, acolo. E o trecere. La... Din coace la... Trecerea aia de la Salomir, zic eu, că o să se dă voie. Dă voie, ar trebui făcut. Că o să fie la Cosmiță, zona aia, o să fie acolo. Sunt alea. Trebuie să spune și așa, tot să spune, 7-12 ani, spuneau că le fac și nu l-am mai făcut. Da, dar așteptăm că nu trebuie niciodată. Deci, pe situații de urgență, cred că ar trebui făcute primii, da. Nu așteptăm, poate dă soare și nu mai plouă. Deci, după dar ce nu văd, dacă tu ești în dreapta, nu am dat asta. Privind darea în folosință cu titlu gratuit a imobilului dispensar uman din satul Umbrava, Comuna Curavăi, județul Bacău, către cabinet medical individual Dr. Matache Luminița pentru prestarea de servicii medicale. Știu că așteptați astea de mult timp, dar... Da, asta cu titlul gratuit trebuia să accentuați mai tare. Mai tare, cu titlul gratuit. Nu cred că... Poți, dar nu-i pomana asta, că dacă nu dădea gratuit, nu se ducea doctorița acolo nici dacă un puștare. V-am spus, e ușor să dai o părere din spate, v-aș fi invitat să discutăm, să negociem, să vedeți la ce trebuie să renunțe. Trebuie de la urechie sau nu știu unde, eu am făcut dispensarul și-o dotat cu tot și-o dat cu titlul gratuit. Este datoria noastră ca și Consiliul Local, domnule, să asigurăm serviciile medicale publice. Eu acum ce să-i spun doamnei doctor, că îi iau bani, când ea ne face nouă un favor. Uitați-vă strict la satul Dumbrava și Capta, câți bătrâni vor beneficia de serviciile medicale a dumneiei. Trebuie să vă gândiți așa și nu pot spune de față pe televiziune că dumneiei renunță la ceva ca să aloce două zile pe săptămână la Dumbrava. Asta să nu credeți că a fost ușor. În schimb, doamna doctor, o înțeles rugămintea mea, o înțeles că Consiliul Local Curavăi actual are un partener, nu are un urmăritor, un schimciuitor, un comandant. Eu pe doamna doctor, când am intrat prima, nu cred că a stat de două ori. Să o rog ceva sau să apelez ceva la ea, pentru și doamna o înțeles, cu sprijinul doamnei asistente Ana Andrei, am reușit să o convingem să preiască dispensarul la Dumbrava. Vreau să țineți cont un lucru. În primul rând, nu putea fi concesionat cu bani, pentru că el are destinație dispensarul uman și face parte din domeniul public, nu din domeniul privat. Putem, dar numai cu titlul gratuit. Trebuia să trecem din domeniul public în domeniul privat, după care să facem concesiune. Dar nu vreau asta. Eu nu vreau să iau bani unui om care ne ajută.
Și dacă vreodată o să spună curtea de conturi că domnule trebuia să iei un leu pe metru pătrat, o să-i dau eu și mi-asum asta prin procesul verbal. Pentru că doamna ne face nou un serviciu. Noi o să-i pun la dispoziție internetul, am trimis băieții deja acolo să facă curat, să dea cu var, să pregătim tot ce are nevoie, să vorbesc cu Daniel Chiriac, să-i dea drumul la, pentru apă, dacă e nevoie de hidrofor și ce e nevoie, fosta este funcțională. La fel, săptămâna asta, Doru cu Costel montează două bănci frumoase, dăm cauciucuri la o parte de acolo din care sunt vechi acolo înăuntru, punem două bănci frumoase care avem la pregătire și sper din tot sufletul, chiar dacă autorizația la DSP o să iasă mai greu, doamna doctor la 1-7 să înceapă să-și formeze listele de pacienți la, la domnul. E un punct pe care l-am promis și pe care l-am urmat. Sunt mari domnului major, sunt mori dat o lampă acolo, care se bată spre diferența. Asta când vine una care bate, tot dai bine acolo. O să montăm, asta e bază, lucruri. Este un punct pe care îl bifez în mandatul de primar pe care l-am promis și pe care am reușit să-l duc la muncă. Și nu, să nu credeți că cu foarte mare ușurință, dar cu înțelegere. Mulțumesc, domnul primar. Alte întrebări la cuvânt? Mulțumim, domnule primar, că ne-ați acordat și nouă celor din Dumbrava, Capăta, Oana și la Temelia, să știți, și Plătinata, când aveam medic de familie acolo la Dumbrava, erau care veneau la cabinetul medical. Nu cred că vreodată cineva o să ceară socoteală de ce n-am luat o chirie sau ceva, pentru că așa cum administrați școlile, când nu le administrați, le-ați dat cu titlul gratuit pentru învățământ, așa cred că și un cabinet medical poate fi dat cu titlul gratuit spre a fi folosit pentru oamenii, pentru cetățenii comuni. Până la urmă nu ia nimeni vreun beneficiu. Știu câte eforturi ați depus și mă bucur tare mult că doamna doctor a înțeles că trebuie să vină și la Dumbrava. Vă mulțumesc! Eu vă mulțumesc pentru că ați venit. La atenție la cuvânt? 100% sunt de acord, dar, domnul primar, să chiar cum ați spus în curtea de conturi, sunt de input. Din partea mea, dacă e nevoie, să-i mai dăm noi câte ceva ca să vin votul. Și doamna Elanche, și de la Temelia sunt care erau înțeși și așa, și din Plătinata. Să nu ne trezim cu vreo surpriză. Domnul, nu trebuia să dați cu titlul gratuit. Dați-mi eu pe lună, nu sunt contra. Nu sunt contra, 100%. Dar să nu ne trezim după aceea să ne impută nou. Este un sfârșit al Consiliului Local. Iar Consiliul Local dispune de el în consecință, adică cum dorește el. Nu mă poate obliga la curtea, pentru că acolo, chiar dacă ea este un SRL, dar ea prestează servicii medicale publice. Este în interesul cetățeanului. Nu face o afacere individuală din care face profit. Deci asta aici trebuie să facem diferența. Și acum a fost un lucru, ca să ieși doctor. Important e că acei oameni vor avea un medic. Până la urmă am aflat ce-au făcut cu romii de la... Acum a zis domnul Mihalcea. Nu pot să nu, dar nu trebuie să vă dau alte dintre dacă. Trecem la proiectul numărul 12, trecem diverse. Începem din capul acela. Lăsați-mi de-o prepasă. La rubrica diverse, încă o dată îmi spun eu, respect foarte mult Consiliul Local ca și autoritate locală și nu-mi place să iau deciziile de unul singur. Îmi exced atribuțiile astea. Am o notificare din partea unui proprietar de teren din Curacă. E pe numele său, domnul Zacu Felerzon Balcă. A înaintat o adresă către primăria Dragoi, Consiliul Local, în care ne spune că la cea pe are două imobile, dacă le știți, e vorba de bucătăria Furajeră și Fânăria, fost aparținând de Dragoi, și este dispus să le vândă Consiliul Local. Asta e prima parte. Ca să dau drumul la o procedură mai departe, eu vreau să am acordul Consiliul Local pentru întocmirea unui raport de evaluare. Deci următorul pas.
Eu nu pot să-i dau, îți spun eu, în 80.000 sau 90.000 sau 70.000 sau... Eu trebuie să am un raport de evaluare, făcut un expert autorizat, Anibar, care ne spune exact care este valoarea de piață a clădirii respective. Dacă, în urma raportului, proprietarul este de acord cu suma, eu vin cu raportul în Consiliul Local, cum am făcut și astăzi, în sfârșit, și demarăm procedurile de cumpărare. Eu astăzi vă cer doar acceptul de a contracta acordul, de principiu, de a contracta serviciul unui evaluator autorizat, să vedem ce sumă implică acele două loturi de teren. Dacă e ok, dau drumul, dacă nu-mi interesează, nu dau drumul. În schimb, consider că în tot datoria noastră să încercăm prin toate puterile, chiar dacă implică o cumpărare, să readucem înapoi în patrimoniul comun lucrurile fostului cea pe cum. Mă deranjează foarte mult și colegii din primărie au sesizat că ne-am vândut ieftin tare. Așa vezi, ne-am vândut atât de ieftin și am avut puține bune față de alte comuni care au avut CAP-uri și am avut câteva. Nu prea convine că X mă sună din afară și mă amenință că mă scoate de pe magazinul cu tare, că vin el să face megalopolis în comun. Mi-e greu să accept, să mă predau, să zic așa, domnule, e pierdut tot patrimoniul comun, mai avem două grade, duci la revedere. Chiar îmi propun în mandatul ăsta să aduc înapoi treptat, prin toate mijloacele posibile, fie prin instanță, fie prin cumpărare, bunurile fostului CAP-ului, pentru că alea au fost a noastră și mi-i definez ca și comunitate. Am avut foarte puțini bunuri. De exemplu, Mănăstirea Casă, are înțelegătoare, are cabana, are... Nu am avut mai nimic. Și că alea le-am, cum să vă zic eu, le-am pierdut așa dubios. Uitați-vă la spațiul de la poștă. Nu poate că nimeni să-mi spună că în Căminul Cultural a fost spațiul poștii. Da. Alea s-au pierdut ieftin prin neprezentare, prin, nu știu, prin neglijență, pot zic așa. Dar mie chestia asta nu prea îmi place. Uite, mai ar mai vrea cineva să facă o fabrică, mai contactează câte unul altul, mai prind încredere în Consiliul Local actual. Și n-am ce să-i dau, n-am ce să-i ofer. Nu. Farmacia plătește cu primii la poșta română, adică să dai la Consiliul Local. Este câștigată de hotărâre. Vreau să știu dacă sunteți de acord să contractez un evaluator, să ne facă evaluare. Da, supunem la vot notificare și analizat ambele? Oportunitate. Deci supunem la vot cine este pentru. Vreau să mă scuzați. Nici nu știu sigur. Are act în regulă, are intabulare, are carte funciară. Da, mai că tot vă spune. La fapt, e piramidă. S-a spus, are trecut să facă un studiu aia, că de la Revoluție încoace acolo s-au luat cum s-au luat. Bun. Hai să trecem la următorul punct. O să apară doi proiecte. Vă trecem la proiectul 12 diverse. Analiza oportunității retragerii plângerii penale privind sustragerea unui bun din gestiunea UATEI Burabăi. Domnul primar, o să încerc să fiu cât mai elegant posibil și o să vă spun că oricât rău mi-ar fi făcut unii alții în campanie, prea genul care să mă răspund. Și din discuțiile cu șeful secției de poliție Ștefan cel Mare, știți foarte bine că am avut un caz de sustragere a unui bun din patrimoniul UATEI. Din nou este bunul Consiliului Local și nu am luat decizia de unul singur. Eu sunt doar administratorul bunului respectiv și dacă ceva a lezat Consiliul Local sau a prejudiciat, este tot atributul dumneavoastră să vă pronunțați. Eu doar pot să execut ce veți hotărâ dumneavoastră. Există posibilitatea retragerii plângerii penale, fără consecințe penale, față de persoana respectivă, dacă dumneavoastră veți hotărâ ca eu, în calitate de reprezentant legal al UAT Comuna Burabăi, să retrag plângerea privind sustragerea bunului. Bunul s-a aflat din nou în gestiunea primăriei, a fost recuperat, este funcțional. Deci, la momentul la care discutăm astăzi, nu avem un prejudiciu. Nu vorbim de prejudiciu. Acum, la decizia dumneavoastră, dacă iertăm, sau nu iertăm? Dumnezeu iertate. Dar cine e persoana? Nu vreau să spun. Eu zic că iertăm.
Ce e de acolo? Nu s-a sus la sanitate așa. Uita să o aduc. Nu s-a pus în vești, nu mai dă-o și uita să o aduc. Nu s-a sus la sanitate. Uita să o aduc. S-a pierdut tot, suntem supuși greșini. Exact. Așa că vă uitați, copii. Supune la rost și uita acolo. Hai copii, dar eu sunt cei mai jos. Este pentru retragerea plângerii pe noi. Doamne. Hai să și trecem la diverse. Da. Primul primar, deja s-au atins subiectele în timpul ședinței, dar vă sunt pentru diverse, pentru asta diverse. A. Suntem pe final de probe de presiune. Nu mai ești așa de bine cum mi-aș fi dorit. Vă rog. Undeva raportul de conformitate este 80% ok, 20% nu. 20% din conturi trebuie scoase. Unde? Cu ce doar? O să primim exact raportul de expertiză cu zonele necesare. Asta implică, din partea primăriei Gura-Văi, suportarea costurilor de la bugetul local până la recuperarea creditului prin acțiunea în instanță împotriva constructorului, dirigentului de șantier și a ordonatorului credit. Din fericire, domnul contabil nu le-a plătit toți banii. Totodată, constructorul nu are o garanție de bună execuție locată în trezorerie și nu poate să o ridice până nu suntem noi de acord, eu. Și cred că vom avea de unde acoperi bani. În schimb, va însemna deranj foarte mare pe teritoriul comun. Deci noi facem drumul acum. Dar în zonele unde trebuie scoasă conducta, o să facă dezastru, cum a fost. Nu. Ca să știți. S-au găsit branșamente individuale fără nici o, deci fără nici o logică. Nu au ce căuta acolo. S-au făcut branșamente individuale când ei nu știau unde de fiunea de acolo. Lipsesc foarte multe cămini de vizitare care apar ca efectuate și nedecontate și nu le găsește în teren funcție. Deci deja intrăm în latura penală. Dar licitările de șantier era a fost plătit din bani publici. O să răspund în solidar cu persoane vinovate. Deci cam asta e prima veste. Aper interesul local, nu la constructor. A doua veste bună este că am trecut de Comisia Pre-CTE din cadrul Ministerului Dezvoltării pentru Compania Națională de Investiții, joi, la ora 10. Am fost la București, împreună cu proiectantul și am susținut necesitatea asfaltării drumurilor comunale. Este proiectul depus de fosta administrație, cu mici îmbunătățiri, ca să zic așa. Soluția tehnică este următoarea. Beton rutier pe pat fundal. Deci nu se va asfalta, se va turna beton rutier. Justificarea este declivitatea și inclinația foarte mare a drumului. Este imposibilitatea intrării cu finisorul, compactorul, pe pantă de inclinație foarte, foarte mare. Drumurile, dacă nu le știți, vi le spun. Este vorba de drumul de la drumul județean din curbă de la Popa, cum îi spunem noi, pe la Nelu Apostru la deal, până la Ciprian Turturică la poartă. Este unul din drumuri. Al doilea segment din drum, în caz. Așa sunt cele trei ulițe din Temelia, de la intrare, de la Domnul Panțiru, la Biserica Adventistă și ulița Bișăniștilor, cum este cunoscută sub denumirea. Mai avem ulița din Zăvoi, ulița de la Canuta, ulița de la cimitirul de Drăguș și toată inata la Valea. Nu vreau a semnat. Ni s-au aprobat 79 de miliarde pentru această investiție. Urmează să intre în Comisia CT, care va dura 5 minute și merge la compartimentul achiziții pentru contractarea lucrării. Când începe lucrarea? Nu depinde de noi, este făcută de Compania Națională de Investiții. Cel mai greu era să treci de Comisia Pre-CT. Știu, dar după vreau să... O idee, nu neapărat. Știu că nu depinde de... Prevăzut și Gole și Pode. Gole și Anu, acest proprietăță. A. Deci de Gole și Anu și acest proprietăță. Aici drumul și mai făcut și Anu și Gole. În zona, la Nero Apostol, la Deal, acolo, este prevăzut și un zid de sprijin. În proiect. Vă spun că am fost cu proiectantul, niște băieți foarte bine pregătiți, băieți tineri de la Iași.
au venit, m-au impresionat cu așa pe mine la pregătire, au venit cu un laptop, cu imagini de la fața locului, erau 15 ani în comisie de vizinți, i-au stimulat bine. A fost bine. A fost un proiect fără observație. A durat 10 minute, 15 minute, să zic așa. Restul, iluminatul public, ați văzut că a fost echipa tehnică, o remediată iluminatul public, cum ai fi pornit un bec între timp de la intemperiile în vreme, mai așteptăm, că avem și un buget aprobat și chem cam la 2 luni. Dacă ați văzut, cam la 2 luni. Nu ne costă mult, ne costă undeva la 4.500 de lei per intervenții, 3-4 zile cât e nevoie, ne schimba ceasul, la Timiria am găsit conducta fulgerată, ăsta, rețeaua fulgerată, de la Cimpoieșul până la Ciocan, toate becurile erau arse, înțeles că au fulgerat un cap acolo. Da, și s-a cunoscut. La fel ați dat lucrat acolo și așa la fel, la Pătrășcani s-a întâmplat ceva în punctul de aprindere, cred că a fost un fulger ca întrerupt curentul pe toată, așa am găsit contactori prăjiți, deci a fost un șoc de curent puternic. Pe drum am discutat, ați văzut, se lucrează, lucrăm în continuare, cu răbdare. Restul proiectelor sunt în derulare, am inițiat achiziția pentru locul de joacă, avem tot în plan ca să, anul ăsta, să punctăm câteva lucruri importante pentru comunitatea din Muravei și să cunoască o schimbare. Restul la discuția dumneavoastră, cu întrebări, cu alte informații, oricând. Ați venit la cuvânt? Domnul Mariu, acum ce bine ești la tot și mă rog pe lumea de știință să află. Tot timpul băieți ăștia cu pui, cu găini, vânzați, cu dreptul, că am înțeles că are vrut să cumpri el gripa aviară la noi. S-au ridicat restricții. S-au ridicat? Da. Tot bine și-au întrebat. Nu ați cum ești la ședință, o să vă trec dacă au autorizații. Pot să intre pe teritoriul comune. Comerțul ambulant este interzis, prin lege. Autorizații nu ne liberăm. Noi știți foarte bine că am spus prin Consiliul Local acea taxă care nu aveai voie să o încaseze pe vreme când nu ofereai un punct autorizat pentru vânzare. Dacă ei intră pe raza comunii Bravării, își asumă răspunderea. Ei trebuie să aibă o autorizație sanitară veterinară pentru comercializarea vitului. Dacă o sau nu o au, asta o va stabili organul de poliție atunci când îi controlează. Acum, ce să vă spun, e bine, e rău, nu mai este restricțiune, e gripa aviară, nu este restricțiune. Nu, 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 la magazin și nu se lucrurez, că asta e gripa. Mă gândeam că s-au stricat curile. Așa? Da, am cumpărat, eu am prins. Asta e la mea. Doamne, la școală la dumneavoastră, exact ce am preconizat, să rupi mapă. Când a fost rupt ca să amenajezi terenul de sport. Așa. Acum, cu ploile astea, a început ușor, ușor, pământul să nu iargă la vară. Trebuie neapărat... Repetăm proiectul de la când. Trebuie neapărat luate măsuri, pentru că... o să vă dea judecată vecinul de la deal din terenul școlii. Nu știu, vorbe, tot mai clasă, iar punțele, spuneam că vă spun unii bani, am uitat. Astăzi băieții știu, s-au mai vândut case de 1,5 milioane la rog. Avem vândut în total 355 de case, încasat la bugetul local până în prezent peste 1 miliard, urmează noile contracte și știți că mai sunt doritori pentru a treia distanță. Dacă asta ia ceva teren, între 330-400 metri pătrați. Dacă veți merge la rotundă, o să vedeți, eu am fost astăzi în partea de jos, care dă spre noi, mai bine, care vede spre Călugăra, deja au apărut acoperișuri, au apărut minima sardi, arată destul de frumos. Au început să apară fugați de gardă. Dacă face pasul pe timp, rata de la drumul la rotundă, așa, ce vreau? Dar auziți, rata oricum e prinsă, domnul. Acum... Când mi-a spus de la Dumbrava, am comandat plasă de protecție superioară. Nu e o sumă mare de bani, vreo 4.500 de lei, se întinde de la un cap la altul pe sus și va trece pe sub lămpi. Da, deja două sau trei de lămpi vor fi ridicate. Totuși, nu știu ce fel de fotbalist trebuie să jucați numai pe sus. Deci el este de fotbal, nu de rui. S-a greșit. Înțeles, dar... Nu, s-a greșit. Trebuie să mai dar și doar consilier, da? Că și el e posibil. Să mai... Eu n-am stat poștii, bine să te duci să-mi dă, n-am zis că dai-te așa. Dar măcar îmi dai spirea, că trăieți, hai să-ți mai... Acum am venit la masă, pe perioadă și o să o întâmplă. Păi păcat, păcat știu și s-au... Trebuie
ceva, nu știu cât o sumă, dar mă gândeam la sau spații păcate, dacă să faci ceva, dacă sunt autorizații construite. Dar nu, nu neapărat, am făcut în drepte, două drepte. Și în protecție și în nu știu, nu sunt specialist, am zis o părere. Să mă luăm gălea, nu-i la părerea. De domnul Domnul, nu s-o făcut la asta. Trebuie să au fost la tașopaci, dar când de acolo de lucrat... Să nu facem faci, faci, să nu facem 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 faci, și totuși durabil cum am făcut din făcut ceva. Da, trebuie găsit o soluție și mai dacă tot vin bun și la doctor la Dumnezeu, poate e și un punct farmaceutic acolo deschis. Da, n-a fost. Păi a fost, da. E, știți care e treaba? Acum știu cu ce vreau mult. Nu, Domnișoara doctor, care ia ceva interesul timpul gratuit. Da. Cum își desfășoară dumneavoastră activitatea acolo? Decide dumneavoastră. Ați înțeles, da? O să am eu acum. Da, mulțumesc. Mai departe? Da, tot trebuie să scoatem conducta, care e unui bun. Și dacă facem drumul, cei care vor veni să schimbi conducta, măcar să iese drumul făcut înapoi, cum a fost ăștia... O să le treia în drept, de sat, unde aduce în stare, înțeleg. Se compacteze, se vină, să fie ăștia care au trecut ora trecută, sunt șanturi de dezastru, deci n-ai ce să faci jumătate. Da, îmi doresc că poate n-a dat dezastru, sunt umbra banului. Nici nu vei. Ești joară. Ești joară. Ai văzut la ce te cere, care sunt travesarea de doar un an de zile în altă, ca să trețineți să vă luați bani. Aici am trecut la prima dată. Stânga sau la dreapta. Domnul secretar general, din cauza nu sunt lucrări pe trebuie. Eu nu fost dirigit și la mine. Da, și în altă. Ce e dracu? Asta se întâmplă în toată România, nu m-am fost din acas. Eu cred că sunat de persoana pe domnul Valeric când era primar, când nu puteam să ies din curte, cu rămașa cărță și mașa suspendat și eu vreau să nu mulțim măcar așa cu bancă conduct, dacă de aceea mai pune pe unul sunul. Dar tot, faci, faci ca lumea. Da, exact ce spunea domnul afară, la domnul Pujan, suntem prea sărat să ne permite să facem lucruri de două ori. Da, dar dacă nu-i mă la noi, nu-ți simpată, 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 nu
Vedeați ce mie fac angajați primării, că băieții la fost social? Dar nu mai am social. Foarte bine. Dar ce este omul ăștia? Care este omul? Suntem în dezbatere publică 30 de zile. Poate sunt obligat, conform legii, să las dezbaterea publică cristiană fix 30 de procesul verbal să încheie la publicare și la încheiere. Și dacă vor fi două aproape una de alta, se va dezbate cu cele două sau câștigă? Consiliul local va avea ultimul cuvânt, asta vă spun din stat, Consiliul local hotărăște tema. Dar eu vă sfătuiesc să respectăm... Respectăm voturile din țară. Bănișoare au un imun, nu prea complicat de jertate. Au o însemnătate foarte mare. La vremea respectivă o să vă explic. Au o însemnătate mare. Nu, eu înainte, deci înainte ca să devine lungimă. Înainte ca să trimit la București, la firma care se ocupă cu întocmirea stremii, mi s-a pus un chestionar istoric și heraldic. Și o trebuie să caute în istoria comunii lucrurile importante. Cei șase bănuți de aur reprezintă cele șase satele comune, primul și primul rând. Șapte. Eu zic că nu șapte. Tu pui pe Dășcan. Tu pui și Rotunda sau? Nu, pe Dășcan. Eu zic că șase pe Dășcan. Da, noi sunt Dășcan. Este un cătun. Nu e de mult. Ei, în anul 1962, punctul numit Silic, știi? Vechi amplasament al comunii, Turavăi, sus, că nu era aici amplasamentul, a descoperit un număr de dezanți de argint datând din Imperiul Roman. Este găsit la Muzeul Istoriei de la Onești, expuși. Deci fiecare lucru care apare pe sistemul aici, știți că este foarte bine fundamentat în spate. Dacă mă întrebați ce înseamnă crucea, toată lumea biserică, nu? În mod normal, protectorul comunii Turavăi este Sfântul Ștefan. Pentru că a ctitorit Ștefan Rușeț, Biserica din Mătășcani, în 1750, care este monument istoric. Sabia atestă faptul că suntem comună din preomul Ștefan cel Mare, de Răzești și Clăcaș, și atestă și trecutul istoric al războiilor care au murit în cele două război mondiale. Care satele de Răză și așa ca slavă? Copacu. Auziți Copacu? Brava, Răzăși. Copacul, știți ce înseamnă copacul? Acasă la băieță. Copacul din sistema respectivă nu înseamnă că avem pădure. Satul Păltinata era străjuit la intrare din trei paltini mari. De asta sunt câte lumea păstă din ea. Ați spus că s-au ascult din cauza războiului. Iar brâul pe una din stemi, care este punct geografic al așezării din Lăbura. M-au stând de la Mirie, la Muzunea Bărată. La Rădăcina a fost bărată. Dar spuneți și domnul Margășa, care stat de aia când îi răsăși din Clăcaș? Îi dau, din chestia la general, îi dau. Dumneavoastră, de răzătă. Dar să știi că totuși satele eu fost reprezentat printre niște oameni foarte la intrare, în Dumneavoastră. Foarte bun ești. Și ne-a dus prin o altă, prin generalitatea Europa asta și ne-a putut și cu ei. Eu pare să și dacă să fie la vizitor, la din copii, la de la Romeo, nu da, doamna Lucica? Mă întreb dacă găsești un modalitate să mai fie oameni să mai curățișa da. Iată, vreau de am văzut, ce se face? M-am întâlnit specimeni și specimeni. Da, la nu se mai spulgă apa. Asta ține din bunosința fiecare, vă spun eu. Am găsit tine de 35-40 de ani care așteptau primăria să găsesc ce au să-i păsească. El nu putea să păsească. Cei care sunt acasă putea să păsească. Nivelul e la firma asta care avea indici. Poate nu avea putea să găsească. Da. Ce poate unii care se prea de mine. Nu vine tot am acasă. Pleacă în privoare, vine de ce vine? De unde să vin? Da, dar putea și el să vă dacă el vine în decembrie? Păi, eu n-am nimic, sunt de acord cu toată așa fiecare să scoată numai la premier. Așa că scoate și de ce? Dar să scoate...
scris strada lui Adrian Minuni. Adică pe pat. Acum la ora care a descris-o, pe lucrăm la... Tot dumneavoastră ați ajuns pe pat. Dacă ținem bine pe lucrurile de dumneavoastră. Da. Ai vrea să pui de la Iuța Lova, de aia? N-am pus ideea. N-am pus ideea. N-am pus ideea. Îmi pare rău despre tine. Dar nu e gata cu strada, că e bun. Am trebuit să mergi cu altele numele. Strada zidicată trebuie să refacă numele odată. De exemplu, aici suntem... Pe strada principală. Aici e principală. Strada principală, nu m-am vrut. Aici e primării numărul 2. Celalalt, unii primării. Avem pe oameni la tălugerea, deci... Numai cu el de acolo. Stai, mă, da, Mihai Ghinescu, eu îmi dea, da, două obiecticuți. Prin cața, primării noi, suntem spate. Da, o, și primării noi, primării, dar mai departe, mai departe. Hai, mai departe. Da, mai departe, Alexandru. Domnul Ștefan, Leonid, Sânt. La mea, la Bucurcești, problemă cu inima nu merge cam 2-3 noți, cam 2-3 noți și după asta, de siguranță. Să nu merg mereu, să nu vă ridicați. Să o duce cu sâcarele lemnii, ca să știu, ca să știu cum pun probleme. Da. Dacă începi cu sâcarele lemnii, nu e necesar de siguranță. Da, noți, nu le nu e niciun. M-a crescut consum. Nu, dar e clar. Nu, dar e clar. Nu, dar e clar. Nu, dar e clar. În general, când scarne, dintr-un cineva, dar nu, stiu, că am mai fost vreo 2-3 ori și... Ridică, dacă ridici, ori la bucuria pe de mai sus, mai trebuie să fie scap. Și lasă în jos. Poate mă rești puterea. Chiar m-a fost atunci, trebuie să vină pe pășcane, cum a venit iar nu merge pe pășcane, nu știu care treabă. O jumătate oră de multă, dacă e să urce până în iar și coboare, s-au făcut cum asta. Până la Troița, acolo e jale. Jumătatea asta de oră. Ascultă-mă puțin, eu știu. Am învățat-o de la băieți. Că nu credeți că e inocent, dar suntem pozitiv divergente. Și mi-au reproșat că nu apreciez munca. Așa mereu dau un termen. Pe două zile capta. S-a făcut o săptămână. Pentru că băieții nu vor să facă bulea. Așa o să fac grele, că grele la un moment va pleca pe plătinata, grele în dreaptă, după aceea că veți în spate și așa, urcă temelia și o să facă și motocicliul, ca să îndrepte, dar efectiv lucrarea ca lucru o să facă băieții după asta. Da, 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 da. Asta dacă vine grele de la plătinata, fac mulțea, pentru că poți pe acolo. Da, pe acolo nu știu cine intră. Bun, e. Și acum ați spus. Trebuie tăiat. Trebuie tăiat stânga, dreapta, că mă lăsați că rupiți la bubuiți cam aproape. Nu, mă, trebuie scurăța de am trecut. Nu știu cum se treabă de loc, nu mai trebuie. Bă, dar vine chiar și nu-i plăni rău, e exact la mine, acolo sunt poate. Vrei, dar eu. Trebuie tăiați, că e vijoare. E tăiat, dar trebuie să duci aici acolo. Dar ce trebuie? Muncea și la mai acolo, cu lată rotundă, ne-au trăit cu ei din cap, cu niște tranșini. Știu, tot, tot, tot. Dar după ce îți usuci, acum am trebuit. Deci nu poți interveni când ia apă pe ei văză. Îți zici, o ieși o frământ și o ții, o ții de sub și tot la suprafață ieși. Sorin, mă camerele video. Camerele video, să vedeți că, cred că săptămâna asta o să înceapă să livreze echipamentul. Mi-a cerut o cameră sub cheie, pentru că e echipament de valoare. Și ne-a ieșit proiectul de la IPJ Bacău avizat. Suntem pregătiți să dăm lucrare pe contract, aproape de foc 3 zile, dar termină de foc camerele. În schimb, ne-au cerut un cameră ca să pune echipamentul sub cheie, că el livrează, că unde livrează și când au tot echipamentul, când ești apucă de lucru, de unde o să-l ia și o să-l întind. Avem o bază de date, vreau să înregistreze tot. Sigur că da. Sigur că da, o să vrea și camerele existente, cu tot cu imaginea când eram violent. Și o să-l adaptez ca să meargă și cu perimetrul comunal. Dar mi-au cerut băieți o cameră sub cheie și am dispus că aici, în dreapta, să fac un pic de lucru, nu mai am multe camere libere până la alte construcții. Dar o să vedem și camerele, vă spun, o să fie reazor. Acolo, la adresul, faci și o cameră? La poștă. La farmacie? Domnul Vice, aveți ceva? Domnul Gamar? Da. Aș vrea de domnul primar, dacă poți să-mi spun cu aproximație, ca să nu presez mereu fiecare ședință, să mă așa. După ce eu termina partea din umbrava, ordinată femeia, când vă puteți apuca pe strada unde stau și eu, din păcate, să știi, iar vărți, iar șopești casa până în sus, când se va desfunda spre
traversarea de la Troiță spre Buș. Nu presez, nu nimic, dar aș vrea să știu, că am așteptat 12 ani, mandata lui Andreescu, două mandate lui Pașcu, ca să facă vechiul curs al apei de la Paulică Bonta și să duc încolo. Am așteptat încă un mandat al domnului Valerică ca să facă traversarea asta, ca să... E o problemă, de noi suntem mai jos în loc. Noi partea la Puricești pe acolo, aia a fost șansă, nu mai face șansă. Vin toată apa, după acoperi, tot cu traversează. Părerea mea sunt bună. Nu, eu așa cu aproximație, se spune. Nu, asta la dumneavoastră, nu e bine. Dacă făceam și voi șansă de el la de acolo, de la Troiță, la Grădinărești, scurgea la canșoan și cum era, am adâncit, doamne, dar nu te proaștere, că nu se scurge. Cei v-am anus, vă dați-mi voie să vă surprind. Nu pot să vă dau un termen, pentru că aveam multe de făcut, de exemplu, dacă nu vreau să trăm în asta, știam ce am de făcut. Da. Cu aproximație, anul ăsta nu. Vă spun că ai citat nou, să știu mai să vreau. Și dacă faci anul ăsta? Am să vă rog de dumneavoastră și câțiva prieteni să fac un proiect în hotărâre din grupul PNR și nu mai trebuie. Dar și cu patru se poate face. Votăm și poate face și nouă. Nu luați comportamentul domnului Orban, care a recunoscut că a dat legi pentru autostrăzi pur electoral. Un proiect de hotărâre ca să refacă. Așa, doamne, ați rămas cu ceva bani de la domnul Orban. Putea să faci și o bucățică de șanță ca lumea asta. Vedeți aici că 17 miliarde. 17 miliarde. Așa s-a licitat procedință. 17 miliarde. Au fost ceva bani, dar lăsați la pe bun, da, bani, v-ați bucurat de ei. Dar ne-am bucurat. Noi când am fost domnul Tătaru, când a căzut domnul Pașcu și a intrat, aveam 2,750 miliarde datorii la Ionii Lumina Publică, era și dumneavoastră, doamna. Dar ce vorbim? Deci stați bine, dați bine. Eu ce să vă fac dacă nu v-ați alea cu vreo România. Am tot dar cred că stăm cu toții bine, nu stăm doar o parte bine, pentru că e în interesul comunii, pentru că e în interesul comunii, ne ținem bani acasă, ca să ne înțelegem un pic că stăm bine. Spune-mi. Mai aveți o... Da, mai avem, cum să vă, doamna Vădran, vă rog. Nu? Domnul Șan, vă rog, aveți o bără de zi. Ați vorbit sau mai mai puțin? Da, dacă nu am putea regla. Ați terminat, mă scuzați. Am mai discutat cu domnul primar și cu aia. Sunt stâlpii ăștia de lemn care erau om telecomului. Au mai pus și băieții fibre optică. Sunt telecomul și așa. Telecomul tai cablul, ia, mai sunt pe la podul Beni în sus. Nu știu, am înțeles că ați făcut adresă, nu vine nimeni. E păcat. Mâine, poi, o să cadă și ceilalți, o să rupă. Deja unul a temelea după cu casa asta. Nu știu, ne-a dat și soluții. Să pară în ești pus cu o bucată de lemn, de ceva. Deci stâlpii sunt în inventar comun. Nu sunt în niciun inventar. Se aparțin SECE Telecom România S.A. Le-am făcut nu adrese. Am 10 adrese, le-am făcut inclusiv plângeri la Agenția Națională de Comunicații. Eu, pe deosebire de Delgaz, Ion, cu care am o colaborare foarte, foarte bună, la telefon nu știu și e de personal, că nu s-a obosit nimeni să mă surpă niciodată. Am avut la podul Beni, asta e iarnă, știți când a căzut ăla, numai eu știu cum am deblocat omul acolo. Că nu a venit nimeni să repare, vin la două săptămâni după și au făcut o înălire așa pe sus. Deci, la capitolul ăsta cu telefonul, nu am nicio pârghie legală să-i strâng eu ca primar, nu ai tu ca autoritate să le spui ce se facă, investițiile își le stabilesc ei. Dacă ei consideră că stâlpi respectiv trebuie îndreptat sau reabilitat, și acum așa, astăzi am prins în carețiile electrice afectate din ploi, am prins băltinata cu mușchi pe partea care stau înclinați așa. Sunt curios dacă cei de la ISU o să-i strângă cu ușa. Dar credeți-mă că mă îndoiesc. La ce ține telefonul nu are niciun interes pe rața comună. Vă spun de asta. Ai cine o să ia? Ia nevoie mobilă telefonul, atât. Uitați-vă la podul Beni de când e rupt stâlpul ăla. Le-am făcut adresc și poze și momentul nu s-a uitat la ei și plecat acasă. Înainte era un fericit stâlp în spate acasă. Dar nu trebuie să faci o cablurile și loc. Și gândiți-vă că celor de la Ion le-am făcut adresă pentru ăștia doi stâlpi din medii și eu schimbat și a fost o lucrare mare. Erau copți, dacă țineți bine, peste toate și puneau un pericol să duc asta. Problema e că băieții au tras timpul o frică pe stâlpii aia. O să gestionez. A văzut un stâlp, mai cade încă doi, nimic.
Tot noi o să stăm fără semnal și fără... Aia din restul bun. Este o entitate privată, domnul Gaman, dar care nu prea ai pârghii legale să o, da, s-o constrângi. Trimis la presă, dar cred că tot degeaba, rămâne tot așa, că... Am trimis 10 adrese până acum. Nici măcar nu știu cine se ocupă de zona noastră la telefon, pentru că nu obosesc să mă contactez de tot. Acum, câte de branșări au... Nu se vor ocupa de ce. Vreau să-și facă strategia din și e obiedicat atâția ani de zile cât au avut monopol pe raza comunului Bravo, au fost numai ei, să-și dezvolte infrastructura la fibră optică, la cele mai bune servicii, la prețuri pe cele mai avantajate pentru cetățean. I-am obiedicat eu? Niciodată. Aveam un client că vedeam că ne-l ia 95. Că m-am dus la Digi 25, o să mi-e vând pace o fiertă asta, nu? Păi că absolut. Oricum, 80% din telecom pierde pe comun. Au pierdut deja. Păi bine, să vă rog, treaba lor. Da, doamna Bănat, aveți ceva de spus? Am terminat puternă. Domnul Mișan, două, trei, întrebări, domnul primar, acolo în fața școlii, ați făcut șanțuri foarte bine, dar acum am plouat, nu știu ce la papa. Nici la mare, nici la deal. Zic, blocat acolo la Cornel și în fața școlii, spui lui prietenul tău, Mihai Cornel, să-i dea drumul la șanță acolo. Pe asta le puterea. Eu am vrut să-i spun, am vrut să-l ajut eu cu utila și am spus să faci ei. Acum, nu, eu zic, azi când a plouat, acum la urmă plane, da, știți, dar la ei porțiunea de șanț nu este ce, nu tranzitează apa spre aia pe rupere de la Bruce, pe rotea în față. Ei, acolo o să blocat. Da. Și în fața școlii acolo, nu știu, stație, pune și ceva, ceva ca să duc la apa, faptă cealaltă. La piscină. Nu aș vrea să mai fac nimic acolo, că acolo am probleme cu scurgerea apei de pe ulița de la voi. Am înțeles. Până nu găsesc o soluție și o să vină și partea aia de gole făcute pe lucrarea de la CNI, să vedem cum ne legăm să dăm apa în părâu, nu o să dau continuitatea pe acolo, că de nu vine la cum îl cheamă, care este pe colț. O teamă. O teamă. Da? Nu vreau să fac mai rău decât bine. Da, domnule, eu am întrebat. Acolo la Cordel trebuie spontan. Da. Eu singur traversarea respectivă. Mai sunt o parte în asta, nu știți, consilier local acolo. Eu am ajuns în fiecare zonă, am luat punțul probleme, am protejat cât de cât drumul județean de a se rupe apostamentul cu acel șanț. În schimb, mai sunt oameni care și-au făcut niște podețe dintr-un cap în altul de 20 de metri cum de pe drum și nu știu cum a să le curățe. Cu de pe unit sau pe... Nu, la drumul județean. Acolo se blochează apa și dacă omul nu înțelege să un pic să depun un pic de efort, numai să-și curățe, cât să-și facă apa un culoar de curgere, după aia el trage după ea, nu? Să rămână apa. Eu am mai fost și rezultatul la ședință, chiar și eu acolo. Știți, șanțurile acum erau, cum nu erau, cum să știți că apa se ducea. Acum, dacă uitați, chiar acum am urcat la Dovedu, m-am întâlnit cu el. O cultură la teatru și uite, la era un hobby cu două de acolo. Mi-am apuntez la Florin, să mai subind cu rea casească. Nu știu chestia acolo, că acolo este și lipsă din responsabilitate în partea mea, că nu vezi cuvița aia. Deci nu își răspund, efectiv, aș putea pleca să vină și răspund șanță. Nu, 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 eu le-am spus de atâtea ori. Sunt oameni care rogesc acolo. O persoană mi-a zis, nu, vă adresează la ce face la poarta mea și fac ce vrea. Și sincer, mi-aș fi dorit să veniți împreună cu domnul primar și aici cu poliția, domnule, destul de șansul, lasă apa, că să știți că foarte multă protejare. Acum am venit, da, dar să duc stata până jos, nu-i vine, nu-i vine nimeni, că o plouat și una și alta. Dar dacă șansul era desfundat tot, sunt vreo două familii care le-au fundat intenționat. Eu degeaba desfund, că n-am nicio putere. Ce nu sunt conștientizează, să știți că foarte bun. Și de asta aveți putere mult mai mare. Domnul Vizcu, care prietene? Domnul, despundă șansul că doar ai înfundat, nu l-au fundat nimeni. Despundă-ți ca să mai am la. Nu vreți să-l despund, să-l dau amende. Nu, nu. Să o zic că nu e de rău. Sunt consătări de-a mei, o fiecare zi vorbesc cu ei. Dar să fiți la o măsură de control. Dar în sensul cu la control, că apa să duc la bani pe șanță, ar fi bine, domnule. Despundă șansul. Dacă vreți de asta cu băieții, să-i despundați, ar fi super. Știu, dar eu v-am spus situația. Apa venea de partea cealaltă, se ducea în bol, nu mai rupea, că e nici locul de bune. Și am spus urmă de balatul, urmă de arta. O protejea. Și pe urmă cealaltă șanță pe care le-ați făcut, chiar m-au venit atat, na, nu te joci cu ploaia. M-a dus aproape spline, cu balatul de sus. Când o să reușim să terminăm serea protejării drumului județean? Am înțeles, când o să reușim să terminăm și ulițele de donate și dacă o să fie așa. Atunci apa o să fugă mai repede la mare, nu o să mai rupă, dar poate până atunci ce faci? Băgăm, cumpărăm iar balatul și băgăm balatul pentru balatul, du-te jos, vine jos, pentru că de toate astea, zic asta în sensul bun, am văzut pentru noi, toți
Și pe nume, clar. Când se face ulița, nu mai gata. Nu e când se face, dar dacă se face în septembrie, octombrie și mai pe o iar în volumul zilei, ia? Ia septembrie, octombrie. Asta cu asta. Dacă apă proastă și nu știu unde să duc, îmi voi o săgeată. Așa, mulțumim!